unele informații le știam așa, le-am cules din aer, poate din alte medii sau din alte experiențe. Acum parcă a venit așa ca o completare la tot ce știam înainte și am început prin practica efectivă pe care am făcut aici să identific anumite comportamente la people manager, pentru că eu lucrez în HR și am foarte multă interacțiune cu ei. Și acum veneau în minte de fiecare dată când caracterizați și dădeați feedback pentru fiecare situație. Uite, managerul ăla era așa, uite așa, a vrut să-mi spun asta și deja toate mi s-au legat în cap. Și cred că o să duc feedback-ul ăsta și către ei și o să șeresc cu ei mai multe informații pe non-verbal, pentru că ei au foarte multă interacțiune cu oamenii pe care i-au în subordine, au one-to-one-uri, acel one-on-one, și cred că o să-i ajute foarte mult să se perfecționeze puțin. Mm-hmm.